Scena în aer liber a complexului de agrement Moldova a găzduit vineri 16 septembrie festivitatea de deschidere a anului școlar 2016-2017, la care au participat cadrele didactice care vor preda anul acesta la cele 11 cercuri ale Clubului Copiilor, părinți, elevi, directori ai unităților școlare din municipiul Roman. Dați-mi voie să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, atât dumneavoastră, părinților, cât și elevilor care ați venit astăzi la deschiderea oficială a anului școlar 2016-2017. Vreau înainte de toate să mulțumesc unor prieteni foarte dragi care astăzi și-au răpit din timpul dumnealor liber să vină să ne transmită un mesaj de încurajare. Mă refer aici la colegii mei directori din municipiul Roman, atât de la școlile generale, mulțumesc doamna profesoră, director doamna Maria Capău, mulțumesc doamna Rusu Mihaela, mulțumim domnul Alexandru Lezeu și tuturor directorilor care astăzi au făcut ca noi să ne putem desfășura această activitate. Reprezentanții Inspectoratului Școlar și ai Municipalității au transmis saluturi lor la începerea noului an de învățământ. Permiteți-mi să transmit un gând bun din partea domnului Inspector Școlar General, profesor dr. Viorel Stan, adresat deopotrivă dumneavoastră, dragi colegi, dumneavoastră, dragi elevi, dumneavoastră, stimați părinți. Sigur, ceea ce se întâmplă la Clubul Copiilor din Roman e nemaipomenit, e frumos, e minunat. De fiecare dată, o activitate vie, o activitate transparentă în fața dumneavoastră. Practic, veniți nu neapărat la o școală, veniți mai mult decât la o școală, pentru că nu veniți la un curriculum obligatoriu, veniți la un curriculum adaptat după ceea ce doriți dumneavoastră să faceți. Ori colegii mei chiar reușesc să facă lucruri frumoase. Vă felicit pentru rezultatele din anul precedent și am convingerea că veți face tot ceea ce vă stă în putință ca și anul care, iată, astăzi începe la Clubul Copiilor din Roman să aducă rezultate remarcabile. În numele domnului primar, care din păcate nu a putut fi alături de noi astăzi, fiind reținut la o ședință în Piatra Neamț, și în numele meu personal vreau să vă doresc mult succes în noul an școlar 2016-2017. Multă sănătate, mult succes în activitățile pe care le desfășurați. E o bucurie să fim împreună în fiecare an la deschiderea activităților Clubului Copiilor. Ne bucurăm că reușiți în permanență să dezvoltați toate aceste capacități ale copiilor noștri. Suntem alături într-un parteneriat, școală, administrație publică, inspectoratul școlar, biserică, astfel încât creativitatea copiilor să fie dezvoltată și în același timp să obținem și rezultate la concursurile la care dumneavoastră participați. Reprezentanții principalelor cercuri care își vor desfășura și anul acesta activitatea în Clubul Copiilor au prezentat în fața colegilor lor și a părinților prezenți la festivitatea de deschidere a noului an școlar un scurt program artistic. În anul școlar 2016-2017 la Clubul Copiilor Roman vor funcționa cercurile de artă decorativă, muzică vocală instrumentală, informatică, gimnastică ritmică, dans modern și popular. Va mai funcționa un cerc de tenis de masă, karting și educație rutieră, unul de metaloplastice, un altul de pictură 3D, precum și un cerc de șah cu anchido și orientare turistică. Cursurile sunt gratuite și la ele pot participa elevii din școlile și liceele municipiului pe bază de voluntariat. Înscrierile se fac la secretariatul Clubului Copiilor, care funcționează încă în incinta școlii numărul 9 din strada Victor Hugo, la numărul de telefon 0233 740486 de luni până vineri, între orele 10 și 14.